Informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor, o nouă victimă a exploziei din Crevedia și-a pierdut viața. Este vorba despre un pacient civil care era internat la Spitalul Floreasca din capitală. Victima avea arsuri pe 95% din suprafața corpului. Bilanțul tragic al exploziilor de acum 9 zile a ajuns astfel la 4 morți. Colega noastră, Cristina Ștefan, ni se alătură în direct cu mai multe detalii. Bună dimineața, Cristina! Bună dimineața, Andrei! Din păcate avem o veste foarte tristă. Un alt pacient internat la Spitalul Floreasca, cel care era în stare gravă încă de la începutul internării, așa cum ați spus și voi, avea arsuri pe mai mult de 90% din suprafața corpului, a decedat în această dimineață. Medicii au transmis că nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Din informațiile pe care le avem până în acest moment, avea 48 de ani și era civil în acest moment la Spitalul Floreasca din capitală. Mai sunt internați alți 6 pacienți, vorbim de cadre MAI, însă și la Spitalul Bagdasar Aseni, în continuare, este un pacient în stare gravă, în stare critică, intubat și ventilat mecanic, de asemenea cu arsuri pe mai mult de 90% din suprafața corpului. Pacienții externați din fericire sunt 25, însă iată că această tragedie de la Crevedia lasă până în acest moment în urmă 4 decese. În străinătate, în continuare, sunt tratați 12 răniți. Eu vorbim de, din totalul acestora, vorbim de 8 pompieri și de 4 civili. Cel puțin un pacient din străinătate, din Milano, este de asemenea în stare critică, are arsuri pe mai mult de 90% din suprafața corpului. Cristina, mulțumim foarte mult!